Ne aflăm într-un apartament de două camere din București, un spațiu de 62 de metri pătrați util. Este o amenajare realizată cu echipa Delta Studio. Ne aflăm alături de arhitecta de interior Andreea Caragheorghe-Polcea, care s-a ocupat de amenajare, și de proprietarea spațiului Natalia. Natalia, mulțumim că ne-ai primit în apartamentul tău. Andreea, aș vrea să te întreb ce își dorea clienta. Inițial am pornit cu mobilarea băii. Am dorit un mobilier de baie care să se potrivească cu finisajele deja existente. Ulterior am continuat cu bucătăria, atât cu mobilierul cât și cu partea de electrocasnice și placare, placarea de sticlă decorativă. După aceea am continuat cu mobilierul pentru hall și living, mobilierul pentru dormitor și accesoriile și decorațiunile. Andreea, cum a decurs colaborarea cu Natalia? Pentru ca o colaborare să ajungă la rezultatul dorit, este foarte important să existe o bună comunicare. Pentru a avea o bună comunicare, mi se pare foarte important să cunoști clientul. Colaborarea noastră s-a desfășurat de-a lungul unui an întreg, deci am avut acest timp. Spre sfârșitul colaborării, am ajuns să propun produse pe care Natalia chiar să le accepte din prima. Atât de bine am ajuns să ne cunoaștem. Ce produse s-au folosit în amenajare? Amenajarea pe care i-am propus-o Natalie, am folosit în mare parte produse realizate la noi, fabricate de la Piatra Neamț. Sunt diferite colecții din gama format. La mobilierul de baie am ales modelul Domino. Bucătăria a fost realizată la fabrica noastră din Piatra Neamț. Este bucătăria din colecția Team Nature, cu detaliu preluat de la baia Domino. Acest detaliu de frezare la 45. Sistemul de compartimentare al sertarelor este de la Bloom, precum și sistemul de glisare cu amortizare. La partea superioară avem sisteme tot Bloom, Aventos, HF, blatul din cuarț, precum și placarea de sticlă, sunt luate tot prin Delta Studio, de la furnizorii noștri. Partea de electrocasnice, chiuveta și cu bateria sunt luate de la Franche. Plita, cuptorul și cu hota care este telescopică sunt luate de la Bosch. Această masă de sticlă este de la furnizorul nostru din Spania, Cansio, și a fost gândită să poată fi folosită cu extensii în zona de living, pentru că Natalia are mai mulți musafiri. Mai departe, în mobilierul din hall și living, iarăși am folosit mobilier realizat în fabrica de la Piatra Neamț. Canapeaua aceasta pe care stăm este o canapea de la furnizorul nostru din Italia, Samoa. Are un șezlong cu sistem de depozitare. Acest sistem are de asemenea amortizare. Etierele au sistem reglabil, se poate ajusta în funcție de poziția dorită. Și ulterior, revenind la forma inițială. Canapeaua este dehusabilă, materialul este lavabil și ușor de întreținut. În dormitor avem tot așa noptierele, sunt realizate la fabrica din Piatra Neamț, dar dressingul a fost propus de la mercantinii din Italia. La partea de accesorii am propus corpuri de iluminat de la Ideal Lux, perdele de la Gardiset și covoare de la Miu. Natalia, cum ai aflat de Delta Studio? De Delta Studio am aflat participând la un târg de profil, mai exact târgul Bife, unde am întâlnit mai multe branduri, dar cel care mi-a atras atenția cel mai mult a fost Delta Studio. Am primit un voucher, ceea ce mi-a stârnit curiozitatea. Făcând niște cercetări pe internet, am găsit adresa, am mers la showroom, unde am întâlnit niște oameni extraordinari cu care, într-adevăr, am început să și colaborăm foarte bine. Știu că ai încercat și alte firme înainte. Ce diferență ai simțit între noi și ei? Într-adevăr, am vizitat mai multe showroom-uri, dar Delta Studio m-a convins prin oamenii cu care am interacționat prima dată. Au fost oameni deschiși. Cel mai mult mi-a plăcut că mi-au propus soluții încă de la prima vizită, lucru care m-a convins să încep o colaborare cu ei. Cum a decurs colaborarea cu Delta Studio? Colaborarea noastră a început în urmă cu un an de zile. Încă din prima etapă, împreună cu Andreea și Ionuț, am stabilit stilul de amenajare dorit. Următorul pas a fost să alegem principalele piese de mobilier care aș dori să se regăsească în casa mea. Te regăsești în această casă? Da, mă regăsesc în totalitate. Arată exact cum mi-am dorit. Este o casă prietenoasă, cu atmosferă relaxantă.
și foarte aerisită. Care este zona ta preferată? Nu pot să spun care este zona mea preferată, pentru că îmi place orice colțișor din această casă. Dressing-urile le ador, au ieșit exact cum îmi doresc. Sunt foarte încăpătoare și primitoare, aș putea să spun, pentru hainele mele. Și ca și accesorii, tablourile, care au fost pictate personal pentru mine, pictate de o tânără talentată pictoriță, Alina Dinu. Acesta este dulapul de la Mercantini, cu sistem de uși glisante, cu o inserție decorativă de sticlă. În interior am făcut o compartimentare personalizată pentru Natalia special. Avem un sistem pentru pantaloni, suport pentru pantaloni, sertare pentru compartimentare cu sisteme cu amortizare. În partea cealaltă avem o compartimentare tot personalizată cu bară de haine lungi, sertare și bară de haine scurte. Acesta este un dulap de la Mercantini. Avem tot sistem de iluminat la interior și tot finisajul acesta care este mai deosebit, un pal decorativ la interior.